Au fost sute de aplauze ca răsplata publicului pentru cei 10 actori din spectacolul Cu sufletul nu-i de glumit, în regia lui Sorin Militaru. Nu a fost o singură reprezentație, ci două consecutiv. Foarte diferiți. Azi au fost mult mai atenți la subtilitățile textului, la partea dramatică a textului. Erau fost axați mai mult partea comică. Dar e normal, pentru că fiecare public alege cum vrea el să reacționeze, unde simte el că e momentul. Dar ce m-a bucurat este că în ambele sări lumea a fost foarte bucuroasă după spectacol și publicul a aplaudat și cred că actorii de aici au făcut un spectacol foarte bun împreună cu noi. O bocitoare, o stripteză, patru muncitori pe șantier, un muzicant, barcagiul spre lumea cealaltă, o nevastă al cărei soț a murit și mortul însuși, reușesc să transforme radical un moment de pioșenie. Apariția pe Bolta lui Marte, energie. Bolta e aia la care mă gândesc eu. Nu gândești, Marte, gândesc stele. La mine ce spune? Ce zodie ești? Tot. Săgetători. Dacă doamna zice că relația s-a terminat, lasă și după albul să încerce. Dacă... Unde scrie? Sus, în stânga. Fac ceva pe orăstăt. Coloana sonoră a fost creată special pentru acest spectacol. Muzica a fost construită scenă cu scenă împreună cu ei. Practic eu am participat la repetiții și am avut cu mine un instrument și după indicațiile lui Sorin am construit fiecare stare care ar trebui să susțină energia pe care o dorea regizorul. Le-ați creat și o cadență special pentru aplauze. Da, este vorba de dansul final, când practic acest priveghi se transformă într-o nuntă nebună, așa. Este o piesă a contrastelor. Afectați de moartea prietenului, dar copleșiți de problemele personale, protagoniștii acțiunii transformă tragedia într-o comedie, e o invitație la râs copios și introspecție.